Ok. Ok. Gata. Mulțumesc. Da. Deci, intenția mea când am intrat în academie, la momentul respectiv, era să găsesc un drum pentru mine care să îmbine cumva pasiunea mea pentru psihologie și cumva pasiunea pentru zona asta spirituală, pentru că am mai fost la diferite Da. cursuri, am mai luat tangență cu zona asta. Între timp am făcut și psihologia, am făcut și facultatea de psihologie și mi se părea așa că se separă, adică cel puțin se exclud una pe cealaltă sau cel puțin în zonele în care am mers eu, se respingea una pe cealaltă. Nu prea. Și eu simțeam că nu pot să mă rup în două, să mă duc ori într-o parte, ori în cealaltă, pentru că oricum aș tânji după zona cealaltă. Și îmi doream foarte mult să găsesc o variantă cumva pe care să le îmbine pe amândouă. Și la un moment dat am auzit un podcast cu Anca și mi-a răspuns la multe întrebări pe care le aveam. Și oricum ideea e că pentru mine constelațiile nu era ceva nou. Am mai fost la Constelația, am mai lucrat în cadrul unor terapii, mă rog. Și știam că funcționează, că există câmpul, că funcționează oricum. Și mi se părea foarte tare. M-am mai bătuse gândul la un moment dat să fac o școală de formare pe chestia asta. Doar că mi se părea cam mult, că erau 2 ani și era Da, la dura cam Cluj mult, da. și da, și parcă nu prea mă încânta chestia asta, așa. Și ce te-a făcut să alegi să urmezi cursurile Academiei? Mai pur și simplu Anca, cu tot ce a prezentat acolo și faptul că în metoda ei există și constelațiile, dar și modul ei de a expune lucrurile și faptul că aducea foarte multă iubire în tot ce spunea și, nu știu, vorbea de nivele de conștiință. Deci tot ce știam eu era pus așa într-un context foarte armonios. Adică și zona spirituală și zona asta de psihologie, fiind psihoterapeut, și le îmbina așa foarte frumos în discurs, în toate aspectele. Și am zis, ok, trebuie să fac chestia asta, trebuie să... Nu știam exact ce o să fie, cum o să fie. Cred că am fost și curioasă, bine, tot timpul am fost curioasă să învăț chestii noi. Și am discutat cu consultantul. Nu eram eu foarte hotărâtă când e momentul potrivit, că eram însărcinată și mă gândeam că dacă durează 6 luni, nu știu cum o să fie cu sarcina, nu știu cum o să fie cu bebelușul, cum o să fie pentru mine, na, să Erau mai par multe curioasă. întrebări. Da, și am stat un pic pe gânduri, dar am zis că dacă Dumnezeu mi-a adus acum în cale chestia asta, înseamnă că e pentru mine. Și am zis, ok, hai să vedem ce o să fie. Intru și, na, aia e. Super. Deci, Da, intenția și... ta aceasta a fost de a te forma în partea aceasta profesională cumva. Da. Da, eu de mult timp caut o reconversie profesională. Ce fac acum nu mă mulțumește, nu mă mai mulțumea de mult, dar nu știam exact ce să fac și cum să fac și cum să pun în practică și la ce anume m-aș descurca. Și de asta au tot fost căutări, căutări. Bine, căutările au pornit mai întâi din răspunsuri din întrebări care mă priveau pe mine, întrebări Da. personale.
Și cumva mă gândeam că mi-ar plăcea să lucrez în zona asta. Dar nu știam exact ce anume să fac. De asta am și făcut facultatea. Mă gândeam să mă duc spre psihoterapie. M-am înscris și la o formare sistemică în partea asta. Doar că la un moment dat, nu știu, am făcut-o în paralel cu Academia, o perioadă, după care am renunțat. Mi-am dat seama că e prea mult și deja încep să mă duc acolo doar așa, ca să fiu și să punctez modulele, că le am acolo, dar deja Nu nu mi se rezonai părea că neapărat cu ele. îmi mai sunt utile. Da, adică... Așa. Și da, cumva îmi doream foarte mult pe partea asta profesională să mă ajute. Cumva, nu știam cum. Ai Dar am zis simțit. da. Și ok, după ce am făcut Regeneration, mă gândeam că, ei, ce mare chestie, mă apuc că-l fac de 2 ore. Îl termin într-o săptămână și de unde când am început să lucrez, după fiecare sesiune aveam nevoie de câteva zile să îmi revin. Da. Simțeam așa că trebuie să las un pic să lucreze energia, nu pot să trec așa mai departe, să se așeze un Exact. pic. E un lucru în profunzime. Da! Și atunci mi-am dat seama că, na, chiar e wow ce facem. Și după ce am intrat și în Academie, a fost și mai wow. Și cumva, să știi că m-a smerit Academia asta. Drăguț. Că eu când auzeam cuvântul ăsta, mi se părea... aveam cumva alergie la el. Că mi se părea că după ce că toată viața n-am avut încredere în mine, trebuie să mă mai și smeresc. Și mi se părea așa că e ca o presiune, vine cumva ca o, nu știu, vedeam ca ceva negativ, ca după ce că au trebuit să trec prin atâtea și mi-a fost foarte greu și mult timp n-am avut stimă de sine sau, mă rog, era destul de scăzută și n-aveam un cuvânt și au trebuit mult timp să stau cu capul plecat și acum, dintr-o dată, trebuie să mă mai și smeresc. Și mi se părea așa, o parte din mine era foarte Picătura care revoltată. umple paharul. Da, deci... Și ziceam, nu, frate, asta cu smerenia e pentru ăștia, cu orgoliu, cu chestii de-astea. Eu nu am treabă. Și aici am înțeles ce înseamnă, de Cu fapt, să te adevărat, smerești. da, exact. Știi care e adevăratul sens și adevăratul înțeles al cuvântului. Și am fost așa foarte recunoscătoare când am înțeles. Zic, wow, Ce da, drăguț. chiar trebuie să fac și asta. Super, Așa. minunat. Și ai simțit Da, vreodată și... pe parcursul academiei că începe să se materializeze această intenție a ta, că începi să te apropii ușor, ușor și apoi să se materializeze? Mai cumva, nu știu dacă simt că se materializează, dar simt că se lucrează. Adică eu cumva ajunsesem cu lucrul meu într-o zonă în care, nu știu, nu mai evoluam, stagnasem, eram așa într-o zonă. Și cumva, lucrând în cadrul Academiei, am ajuns să am o privire mai amplă asupra lucrurilor și cumva să mă repoziționez pe mine la locul meu, să văd și mai bine unde sunt și ce am de lucrat și pentru că eu am făcut și eu mai multe chestii, mai multe Mai terapii, multe am lucrat formări, mult și da. cu mine și cumva mă gândeam, zic, băi, hai că-s bine, că totuși am făcut atât de multe lucruri. Îs lucrată. Și când am Avansată. intrat aici și am început să lucrez, vai de mine și că am văzut câte am, vai de capul meu ce e aici și eu credeam că -s bine. Da. Da. Și m-a ajutat să mă repoziționez
ceea ce, din nou, era încă un aspect de care aveam nevoie. Să pot să mă uit la mine și din alt unghi. Pentru că ți-am zis, chiar mă plafonasem unde eram acolo, nu simțeam că mai aduc așa plus valoare și mi se părea că trebuie să muncesc oricum foarte mult și tot nu vine ceva, adică nu vin răspunsuri dintre astea foarte personale, foarte apropiate de sufletul meu. Și aici pe parcurs a fost foarte interesant, apropo de dinamica academiei. Cu cât lucram, cu atât apăreau întrebări și cu cât avansam, cu atât primeam răspunsuri la întrebările respective. Da, exact. Se dădea strat după strat după strat. Și acum sunt într-un moment în care sunt mult mai conștientă de mine, sunt mult mai prezentă. Sunt mult mai. Mi-e cumva mai ușor pentru că am la îndemână foarte multe instrumente, sunt mult mai conștientă de ce înseamnă lucru cu tine și necesitatea asta de a face asta cât mai des și cât mai mult. Adică eu auzeam și pe Anca înainte când spunea că e bine să lucrăm în fiecare zi. Dar nu simțeam așa neapărat să fac asta. Ori acum vine așa, ca o stare naturală în care corpul simte să se relaxeze. E ca un automatism, așa, să mă duc să dau un pic de atenție Ce părților, să drăguț. văd ce e pe acolo. Deci, practic, chiar simți dacă. că, scuze că te-am întrerupt, voiam să zic că, practic, aceste constelații în interior, acest lucru cu părțile, simți că a produs un impact vizibil în viața ta personală, în viața ta de zi cu zi. Da, cumva sunt mult mai conștientă de relația cu părinții. Mă repoziționez conștient de fiecare dată. Sunt mult mai conștientă de dinamica asta energetică dincolo de ce discutam noi așa. Asta mi se pare fabulos. Pentru că, într-adevăr, am judecat mult și chiar dacă ziceam eu că am iertat, că nu știu ce, când am verificat, de fapt, energetic, nu chiar făcusem asta. Și mi se pare că e extraordinar și că asta mi-a îmbunătățit cumva relația cu ai mei. În schimb, așa nu pot să zic că am văzut chestii neapărat materializându-se, dar după cum vorbeam și cu o colegă, nici n-a fost așa contextul de așa natură, pentru că eu, viața mea acum e acasă cu bebe, adică nici nu prea avea ce să se materializeze în exterior, pentru că nici nu fac nimic în exterior, adică nu, încă nu m-am dus, nu m-am început munca, nu. Și mă gândeam că și dacă ar apărea o oportunitate, nu știu dacă aș putea să profit de ea la momentul ăsta, pentru că niște date, na, cumva nu aș putea să profit, dar în schimb, toate schimbările pe care le-am simțit pe parcursul Academiei au fost în interior. Am primit mult mai multă claritate, mult mai multă conștiență, chiar și ușurință, atenție, Ce drăguț. bucurie. Bine, practic, Adică. pentru a ajunge. Oh, apare că se va închide în 10 minute, nu știu de ce. O să trimit eu un link după aceea, imediat, dacă se închide automat. Voiam să zic, practic, ca să poți să ajungi să profesezi,
E nevoie să fii cât mai mult în energia aceasta a sinelui, nu? Și să ai parte de foarte mult lucru tu cu tine ca să poți să te duci să-i sprijini și pe alții ulterior. Din ceea ce îmi povestești, pare că acolo te îndrepți, că ai avut parte de foarte mult lucru în interior. Da, și cumva chiar mă bucuram că la un moment dat eram așa cam supărată că am intrat în academie și nu reușesc să lucrez mai mult și nu reușesc să intru la sesiuni și na, în fine, mă gândeam, zic, poate trebuia să mai aștept. Dar acum, spre final, chiar mi-am dat seama că a fost foarte bine. Pentru că a fost ce am avut eu nevoie în perioada asta ca să mă susțină. Adică e un moment foarte, foarte bun să lucrez cu mine, chiar dacă, adică, nu e în ritmul în care mi-aș dori eu. Dar Totuși e cel probabil, potrivit ție acum. da, adică este minunat și îmi dau seama că e o perioadă foarte bună pentru a curăța și a lucra cu mine cât se poate în interior, ca pe parcurs să dau voie să se manifeste și în exterior, probabil, nu știu, altele. La momentul Da. cel mai oportun. Dacă ar fi, sau neapărat dacă ar fi să alegi, voiam să întreb care a fost cea mai mare conștientizare a ta sau cel mai mare sau puternic aha pe care l-ai întâmpinat aici în cadrul Academiei? Da, nu știu dacă am unul cel mai mare. N-am avut Sau mai mai multe. multe. Da, am avut mai multe. Am conștientizat prima dată cum mă poziționez eu față de părinții mei, că eu sunt mai mare decât ei. Am conștientizat dinamici transgeneraționale, astea sunt fabuloase când le conștientizez. Și de aici tot felul de relații cu banii, de relații cu partenerii, cu autoritatea. Deci asta iar e un mare aha. Ce drăguț. Din nou, am primit răspuns la toate căutările mele. Dar la modul au fost așa foarte, foarte profunde. Adică, acum nu știu, când le zic, par așa superficiale, așa le simt, dar în momentul în care au venit, le-am simțit așa foarte profunde, că într-adevăr, da, așa este, de aici vine, asta e cauza. Mă gândeam la un moment dat și eu tot timpul căutam să mă mut, căutam să fac altceva, căutam să mă duc spre altă zonă. Nu puteam să spun nu și cumva am conștientizat de unde vin toate astea. Și chiar dacă nu știu cât am lucrat în zona și poate mai este de lucrat, de curățat, dar pur și simplu faptul că am conștientizat mi se pare un mare dar, că Da, știu unde un să mă mare duc. pas, un pas gigantic. Da, da, exact. Adică sunt multe aspecte pe care le-am conștientizat pe parcursul procesului și pentru mine cea mai importantă e relația cu părinții, adică eu aici am lucrat cel mai mult, pentru că într-adevăr am avut o copilărie nu cea mai fericită și multe aspecte acolo cu care am mai Da. lucrat, dar sunt multe care au apărut și acum, adică foarte multe. În schimb, acum știu și cum să mă duc și ce să fac cu ele și na. De asta n-aș putea să zic așa un mare aha care a fost. Ți-am zis, Au au fost fost mai mai multe. multe. Da. Super, ce drăguț. Da. Acum știi, mă uitam și eu pe grup, că într-adevăr am văzut multe
fete care scriau acolo că și-au schimbat viața și mie nu mi s-a schimbat viața, adică nu pot să zic că Per s-a total. schimbat. Da, în exterior așa am sesizat cine știe ce, dar e și momentul de așa natură. Până la urmă, Adică fiecare este în ritmul lui și cu siguranță, ca să putem să manifestăm în exterior, este nevoie să manifestăm prima dată în interior. da, dar oricum eu simt schimbări, simt schimbări la mine și îmi dau seama, nu știu, altfel înțeleg și noțiunea asta de karma, altfel înțeleg și o grămadă de noțiuni pe care le-am învățat așa de-a lungul timpului, altfel discern lucrurile, altfel pot să mă uit să ascult ceva, adică și când mă uit la un film și când ascult ceva, altfel filtrez informațiile, altfel Da, se da. așează, altfel le primesc. Sunt mult mai conștientă de mesaje, de ce se întâmplă în jurul meu, de răspunsuri la întrebări, de modul în care să-mi setez intențiile, adică nu știu, astea sunt foarte valoroase pentru mine, mi Da, se da. par daruri, pentru că, nu știu, cumva cred că le-am și căutat. Și bineînțeles, Și aceste daruri ne pot propulsa spre viața pe care noi vrem să ne-o creăm. Și cumva la un moment dat chiar am zis să las lucrurile să fie. Să nu mai încerc să le controlez. Aveam o doză de asta de control foarte mare. Și să mă bucur de perioada asta cu bebe. Că până la urmă nu o să fie chiar așa de mult. El crește văzând cu ochii de la zi la zi. Și că până la urmă nu o să mă mai întorc aici. Adică nu o să pot să dau timp înapoi și am zis mai bine las așa, să fiu pentru el aici prezentă cât mai mult, să mă bucur eu pentru mine de perioada asta de maternitate și cu restul oricum o să se așeze când o să fie momentul potrivit. Cu siguranță. Și da, și nu știu, cumva cred că și asta m-a ajutat, știi, apropo că vorbeam de relația cu mama și să încep să nu mai caut, să mă Doar să fii. centrez și doar să fiu și să las să vină spre mine ce-i potrivit pentru mine. Ce drăguț. Doamne Da. ajută așa să fie. Da, mulțumesc. Ceea ce, din nou, e un foarte mare lucru chestia asta, pentru că tot timpul energia a fost din mine spre exterior, să mă duc să caut, să mă duc să fac chestii. Și acum, dintr-o dată, m-am oprit și m-am centrat și m-am lăsat așa în voia ceva mai mare Da. și extraordinar, adică chiar Au încetat extraordinar. căutările. Da, și să știi că altfel am ajuns să mă bucur și de momentele astea cu copilul, pentru că eu eram cu el acolo, dar tot așa mă gândeam, vai, ce să fac, unde să mă duc, cum să... Și cumva acum sunt un pic mai centrată și mai Mă mult în bucur tare energia mult. sinelui. Da. Asta este și scopul până la urmă, să ne situăm cât mai mult aproape de energia sinelui. Flavia, o să se închidă dintr-o dată. Permite-mi să-ți trimit repede un alt link, ok? Ca să nu Sigur. fie brusc. Ok.